Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, aseară n-am reușit să termin tot și am zis să continui cu ce am de făcut. Ce trebuie să vă menționez este că după ce am terminat de colectat polenul și a venit perioada moarte în care florile sunt mai puține, toate mătcuțile le-am făcut roiuri. Toate mătcile care le-am avut, în afară de două din stupină, le-am făcut roi. Și astfel am izolat matca pe 3 rame de puiet căpăcit. Și ceva albin acolo. Și acolo e ecloza puietul căpăcit. Treaba asta am făcut acum 10 zile. Și am izolat cu puiet căpăcit. Puietul a eclozat, matca a început ouă și acum aduce polen. Văd că foarte bine. Uite la această colonie. La cam toate și-a făcut albină cu legătoare. Iată, lucrează foarte bine matca pe 5-6 ram. O să vă arăt și în interior. Iar în partea opusă, acolo o să extrag miere. Acolo nu primește nicio stimulare, are o botcă dată, deja sunt eclozate măcilii. Dacă se împerechează foarte bine, dacă nu se împerechează, iară foarte bine, va fi unit din nou cu matca care a fost izolată față de prim. Dar să vă arăt și în interior. Iată așa arată în interior. Matca este izolată. Aici mi-am pregătit pentru a primi hrană. O să vă arăt deci aici am mâncat albina tot șerbetul. Uitați. Aici a fost și aici, văd, cu o mică problemă, fiindcă sunt albine moarte, dar am găsit soluția ca să evit această problemă pe viitor. Îndepărtăm recipientul, punem aceasta să astupăm gaura și atât. O să dau sirop, iată aici o să dau uleiul esențial. Iar în partea opusă aici, am dus matca în partea aia, aici am dat o botcă. O să rămână o ramă sau două cu mâncare sau miere sau ce o extrage eu, dacă va fi caz, vom vedea. Bun, deci cam asta am făcut și vom vedea peste câteva zile rezultatele. Important este că măcile au fost trecute pe rame puține, cu puiet mult, ca să se odihnească, le zic eu așa, la odihnă. Și indiferent de ce se va întâmpla aici, că se va împerechea matca, atunci aducem ramă cu puiet și aici aducem foaie, dăm stimulare în continuu. Și după ce aducem foaie, aici va crește foaia, o va ponta repede, în vreo 5 zile cred că e și pontată. Acesta se întărește și la sfârșitul toamnei, matca care este mai bună va rămâne, cealaltă va dispărea. Și atunci vom unifica cei doi și va rămâne o colonie pe, sper eu, pe 7-8 rame, 9, cam așa ceva. Deci are măcile bătrâne au rol de familie ajutătoare. Indiferent ce se întâmplă. Bun, cam atât am vrut să vă prezint în privința asta. În legătură cu șerbetul am spus că am rezolvat, o să pun o plasă deasupra șerbetului să nu să aibă albina pe ce călca, fiindcă ea stând aici mănâncă, albina începe să se scufunde ca în nisipurile mișcătoare și începe să vibreze, se agite și atunci se încălzește și mai tare și încălzește și șerbetul și atunci începe să stopească. Acolo am ajuns eu la concluzie că se întâmplă. Iată, am zis să vă arăt și soluția găsită pentru a nu se mai înneca albina în această compoziție. Iată așa. E mult mai ok, așa o să fie, zic eu, mult mai bine. Punem plasă și prin plasă ea o să-și adune șerbetul. Și se poate deplasa pe suprafață foarte ușor. Consider că este o soluție foarte bună. Dacă ieri eram mâhnit, acum m-am liniștit. Pot să continui cu acest tip de hrană.
De ce nu-l dau la pungi? Fiindcă ca să dau această cantitate ar trebui să pun cam multe pungi. Aici am aproape un kilogram de șerbet și astfel o să meargă foarte bine treaba. Bun, cam atât am vrut să mai adaug la acest filmuleț. Până data viitoare, să fiți sănătoși și numai bine!